salut, eu sunt Gicu și astăzi voi face un video de tip unboxing, dar și voi pune niște sămânță în pământ la plantat. Am primit din Italia acest colet de semințe de busuioc aromatic, se numește Basilaco. Nu este de pe AliExpress. O persoană din familia mea mi-a trimis acest pachet și îi mulțumesc foarte mult. Și după cum vedeți aici costă 3 euro și în partea asta scrie ceva, instrucția ceva, ce fel de... Am să citim acum. Hai să deschidem și coletul, întâi citim și apul deschidem. Deci, uite așa arată el, acest colet, pachet, să zicem așa, 50 grame neti, așa mai de aproape, aromatico de la Riviera Ligure. Ilorton, ok, nu facem reclamă. Aici este scris în italiană, dar eu voi citi în română că eu am tradus cu Google Translate și hai să începem. Selecția noastră aromă intensă este foarte apreciată în bucătărie. Frunze netete și vezi cu aromă de mentă, de asemenea potrivit pentru cultivarea în ghiveci. Semănatul de martie până august, distanța de însemânare 10-15 cm în pământ și 30-35 cm între rânduri. Recolta din mai până octombrie, categorie comercială, rata de germinare 65%, puritate 97%. Uite așa, am tradus. Acum hai să deschidem coletul și să vedem cum arată semințele, apoi le vom planta într-un ghiveci, dar nu pe toate, desigur. Vreo câteva le plantăm într-un ghiveci și eu vă voi arăta în care ghiveci le voi planta eu. Hai să deschidem de aici. Și vreau câteva semințe pe această foaie voi pune. După aia le voi planta în ghiveci. Uite așa ajung, mă gândesc, destul de... Pentru ghiveciul ăla ajung atâtea semințe. Oh, mai n-am scăpat vreo două semințe. Iată așa arată semințele de busuioc aromatic și acum trecem la, de la unboxing, trecem la plantare. Am să folosesc acest ghiveci lunguieț și îi vei pune pe trei la fundul ghivecilor pentru un drenaj bun. Și acum nivelez. Așa, acum voi pune și pământul. Am un pământ amestecat cu pământ de grădină și compost și încă din magazin substrat. Deci și așa arată el și punem. Și acest pământ eu l-am dat prin sită. Vedeți că n-are nimic, este curat, curat. Așa, acum eu mă gândesc să pun semințele pe care le-am pus aici pe în această foaie și uite așa, pun presor așa semințe. De fapt, eu nu respect distanța între 30-35 cm între rânduri. Vedeți că eu le-am pus așa una lângă alta, dar va merge la mine, vom vedea. Eu experimentator sunt, fac experimente. Voi presura un pământ așa de 10 cm, mă stărui cumva, și vom vedea. Acum, da, trebuia să ud cu apă, da, las. Nu știu să ud și cu apă. Acum aud cu apă, ar trebui cu pulverizatorul să aud cu apă, dar mi s-a stricat. Deci acum, ca de obicei, eu acoper cu ceva să aibă efectul de seră. Și asta e, așteptăm rezultatul și vom vedea dacă vor germina. Aici scrie că 65% rata de germinare, așa că vom vedea.
Mie îmi place busuiocul, are un aromat foarte puternic, un miros foarte puternic și vă propun să cultivați și voi busuioc. Pentru astăzi gata, vă doresc o zi bună, să fie totul bine la voi și lăsați un like, distribuiți acest video. Eu sunt Gicu, ne vedem data viitoare. Ciao!